Da. Încep eu? Da. Bună ziua, mă numesc puțin cu Ștefan și sunt locotenent în baza aeriană de la Bobocu. Acum pilot pe aeronava IR-99 standard, care urmează a fi modernizată în varianta standard modernizat. Am executat astăzi un zbor de exercițiu, de atac aer-sol, cu trageri și bombardament. Cum a fost? A fost o experiență foarte, foarte plăcută. Antrenamentul a fost unul intens, iar instructorii și-au făcut toată treaba astfel încât să ne țină cât mai pregătiți și cât mai capabili pentru această misiune. O întrebare mai grea. Dacă ar fi să vă aflați în misiunea de război, cum ar fi? Cum ar fi să mă aflu într-o misiune de război? Ar fi probabil mult mai greu, emoțiile ar fi mult mai mari. Nu știu dacă probabil aș conștientiza pericolul real, dar sunt sigur că toate antrenamentele și tot ce executăm noi aici pe partea de instrucție vor da roade și că facem ceea ce trebuie. Adică oamenii se vor simți siguri cu voi în aer. Sunt sigur de acest lucru. Câte ore de pilotaj? În acest moment am aproximativ 450 de ore de zbor în carieră, din care pe această aeronavă, iar 99 standard, 250. Care ar fi următorul pas? Ce ți-ai dori pe mai departe? Un taifun? Ceva? Următorul pas pentru mine ar fi instructoria, pentru a învăța noile generații care vin să zboare pentru prima dată un avion cu reacție, să-i învăț tot ce au de făcut și să-i îndrum cât de bine pot pentru a fi zborul cât mai sigur și cât mai precis și cât mai ok. Este pilot? Nu am înțeles. Visul tău a fost întotdeauna să fii pilot? Da, visul meu a fost întotdeauna să fiu pilot. Într-adevăr. Pilot militar. Militar. Mulțumesc și eu.